Bună, suntem Interac Ateneu, eu sunt Vlad, iar ea e Eva. Asta este episodul 3 din Intertalk. Astăzi avem alături de noi pe cei de la Interac, Levan Coșbuc, de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Betty și Cristi, președintele și vicepreședintele. Bună! Mulțumim că ați venit și ne găsim invitație. Mă bucur să ne revedem, că nu ne mai avut de ceva timp. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine! Voi? Ați avut așa emoții, ceva, înainte să veniți? Emoțiile sunt constructive, după părerea mea. Da. Da. Aveți așteptări? Sau... V-ați gândit la ce o să fiți întrebați? V-ați pregătit ceva? De pregătit? Suntem pregătiți. Bine, deci e go with the flow, așa. Da. Da. Super, da. Foarte bine. Bun. Deci, cred că putem să începem. Prima întrebare ar fi... Cum va veni vouă să, ideea asta, să înființați un Interac, că nu e ceva așa ce face oricine până la urmă? Da, deci noi am fost la voi, am fost membri Interac Ateneu și apoi lor ne-a plăcut foarte tare ideea aceasta și în drum, eram într-o drumeție spre munte, deci eram cu Cristi și doamna directoare și apoi ne-a venit spontan ideea de a funda un club. Și alături de Cristi am început demersuri. Da, adică pur și simplu eram în mașină cu doamna directoare, mergeam în ziua aia, am urcat la Bărcuciuca și, și ne-am zis, știți ce n-avem noi în Coșbuc? Un club Interact. Și atunci asta a fost. Wow. Păi și cum, de aici cum ați pornit? Adică care a fost, să zicem, primul lucru? Adică, ok, ați vorbit cu doamna directoare care vă spun că v-a dat acceptul și a zis, da, ok, faceți. Da. Și care a fost următorul pas? Doamna directoare a fost și încă este coordonatoarea clubului nostru și primul pas pe care a trebuit să-l facem a fost să ne găsim un club Rotary. Și aici a început căutarea. Am luat o grămadă de mail-uri la multe Rotary și da. Ne-am interesat care, care erau cluburile Rotary care nu aveau un club Interact și ne-am scris, pur și simplu ne-am prezentat intenția noastră. Și am avut, spre surprinderea noastră, multe propuneri. Da, mai multe propuneri. Adică, în ce sens mai multe propuneri? De cluburi Rotary. Da, ne-am contactat la mulți. Ah, okay. Da. Ok. Și cum l-ați ales fix pe ăsta? Nu, Rotary Levant se cheamă, nu? Da, Rotary București Levant. A fost un club și încă este unul cu care noi comunicăm foarte bine. Și, și ceea ce îl face diferit este faptul că este în engleză. Cine e liceu bilingv, poate ne ajută mai tare această oportunitate. Înțeles. Cum ați ființat noi, exemplu? E timp de pandemie, e un mediu foarte dezavantajos. Practic, voi ați început în online, exact. Direct, nu? Sau ați avut ședințe fizice până acum? Nu, n-am avut ședințe fizice, dar acest virus nu a fost un impediment pentru noi, pentru că noi consideram că putem face evenimente bune și în caz, în momente mai puțin prietenoase. Da, știu că voi ați avut și evenimente fizice până acum, câteva ale da. Membrilor aspiranți, nu? Da, da, da. Și... A, spune, spune. Păi, noi cum am procedat, am avut într-adevăr, da, și ședințe fizice, după ce ne-am împărțit pe mai multe grupe. Da. Fiecare grup a fost coordonată de un membru al board-ului. Și am organizat 5 evenimente. Evenimente dintre care unul a fost fizic și unul hibrid, adică și online și fizic. Treasure Hunt. Da, super. Și cum s-a desfășurat? Că e ceva care de obicei nu se face, adică un eveniment să fie și online și fizic. A fost complicat să... Nu a fost. Am început cu o ședință pe Zoom în care le-am explicat regulile. Ulterior, fiecare membru din echipa organizatoare s-a ocupat de anumite echipe. Echipe care, în momentul în care au ajuns la punctul de întâlnire, le-au dat o poză că au ajuns și noi de atunci am început să vedem traseul. Prin parcurgerea indicilor, eu am continuat traseul. Ce idee mișto! Că și noi am avut un trecer, cred că știți. Dar la noi a fost total fizic, deci o idee foarte tare. Cum este acest proces de integrare cu grupul vostru? Adică la alte cluburi există recruți pe o perioadă de 3 luni sau 4 luni, apoi cum e? A fost pe o
perioadă de semestru, la finalul semestrului. Mă rog, înainte de vacanța de iarnă, noi le-am dat răspunsul nostru în funcție de aportul pe care l-au avut în cadrul clubului. Și interviurile le-a ținut fizic sau tot așa hibrid, cu aer alimentul? Interviurile pentru recrut. Definiți interviuri, interviurile recruților pentru a intra în club sau pentru a rămâne în club? Ambele. Păi am avut interviurile pentru a intra în club, unde ne-am văzut fizic. Bineînțeles, au fost și cazuri care n-au putut să ajungă și am restabilit online. Și ulterior, după ce, având în vedere că au fost repartizați pe grupe, nivelul de implicare al membrilor a variat. Și ca să vedem și noi să observăm, de fapt, cum s-a implicat fiecare, am mai avut niște interviuri online, unde ne-au povestit exact ce au făcut și care a fost aportul lor. La interviurile astea, bineînțeles că a contat și ce ne-a spus coordonatorul și ce au spus ei și modul în care au prezentat activitatea lor pe semestrul anterior. Iarăși, o idee mișto asta cu al doilea interviu, ca să vedeți exact ce a făcut și ce n-a făcut fiecare. Deci cam asta, în asta constă înscrierea. Deci vii la un interviu, înainte completezi un formular sau pur și simplu formular și după aceea, după interviu, începe perioada asta de recrut. Ok, și după următorul interviu. Deci asta e tot procesul. Ok. Vreau să vă întrebăm cum a fost așa până acum, cum e primul vostru an, că, na, cum a zis și Vlad, a fost, da. Și dacă ați avut ceva ce v-ați propus care nu va ieși până acum, sau? Păi, noi am început anul în forță, adică, înainte de înscrieri, am avut extrem de mulți doritori. Am avut două perioade de înscrieri. Una pentru clasa nouă, pentru boboci, și una pentru clasele 10-12, pentru că bobocii nu au avut posibilitatea să participe la primele interviuri pentru ceilalți elevi de liceu, pentru că nu eram încă intrați la liceu. Am făcut interviurile, am avut undeva la 70-80 de aplicații cumulate, adică au fost multe persoane care și-au dorit, au fost exclusiv din. Și bineînțeles că după ce am selectat pe cei care au vrut, toată lumea era extrem de entuziasmată, adică pentru că consider că toți și-au dorit într-un număr. Da, exact. Și după ce criterii ați luat, adică eu chiar aveam așa o curiozitate de mult timp, era și engleza un criteriu? La interviu nu a fost un criteriu, însă acum, începând cu semestrul al doilea, ședințele se pierd mai limba engleză. Deci până acum v-ați ținut ședințele în română, nu? Da. Și de acum în engleză. Ok. Deci fiecare trebuie să aibă un nivel așa cât de cât ca să știe. Bine, oricum, fiind în coșbuc, da. Și fiind un liceu, un interac al liceului, cum e să fie cel de la Sava, cum vă regăsiți în comunitatea de voluntariat sau de interac? Adică vă simțiți puțin excluși sau favorizați din punct de vedere al publicului? Din punct de vedere al publicului, nu suntem sub nicio formă dezavantajați. Însă câștigăm prin faptul că noi ne știm unii pe ceilalți dintr-un liceu mic. Noi ne cunoaștem între noi și compensăm cu asta. Foarte nice. Deci până acum ați comunicat așa și cu alte cluburi, adică, sau aveți vreo colaborare pe viitor, aveți vreun proiect așa? De colaborat, am colaborat cu clubul Interact Cismigiu. Ne-au fost alături și cei de la Interact, cât și cei de la Rotary. Ne-au ajutat și ne-au năsit la cartare. avem și viitoare proiecte internaționale cu un club din Tunisia, care își propune să facă un challenge internațional despre global awareness, environmental issues și tot așa. Ce tare, ok. Și v-ați gândit să faceți chestia asta, să o extindeți oarecum, adică să facem mai multe cluburi de voluntariat, să extindem aia pe viitor?
în legătură cu acest proiect? Da, și multe care urmează. Noi intenționăm să facem colaborări cu alte cluburi, Interact și respectiv Rotary. Iar în legătură cu acest proiect internațional, fiind invitația lor, au selectat cluburile cu care vreau să colaborez. Și cu Rotary Levant și cu Rotary Levant, de fapt, cum vă înțelegeți așa? Avem o relație foarte bună, nu se simte această diferență de vârstă și intenționăm și cu ei să facem niște evenimente comune chiar. Ați avut vreo ședință cu ei până acum, ori cu Rotary, ori cu Rotary? Cu Rotary, da. Cu Rotary, da. Da, mai multe chiar. Da? E foarte tare și noi când intrăm la ședințe, vezi așa diferența, cum tot e mult mai profi, mult mai... Probabil așa e și în cazul vostru. Aveți planul legat de... Adică, pandemia asta nu se știe că mai durează și fiind un club nou acolo, s-ar putea să fie destul de dificil să creștem din punct de vedere online. Vă gândiți să faceți și evenimente fizic sau... Care sunt planurile voastre de viitor, mai exact? Noi o să avem 4 proiecte de bază în primăvară, care vor fi în principal fizic. Și dacă nu, ne vom gândi într-o oarecare măsură să le facem fizic. Și avem și acest proiect internațional pe care vrem să-l punem în implementare. Deci perspective de viitor sunt. Ideea e că noi și în evenimentele de semestrul trecut, erau menite să fie fizice. Ne-am desfășurat, am început cu primul eveniment, cu al doilea care a fost hibrid, dar situația chiar ne-a mai permis, așa că am stabilit de comun acord să le facem online. N-a fost un impediment. Acum, dacă online-ul este sfera în care ne putem dezvolta, ne dezvoltăm la nivel online. Acum depinde de situație și chiar sperăm că vom avea și evenimente fizice cât de curând. Și ședințele așa, în general, cam cum se desfășoară? Adică, cum se desfășoară o ședință normală la voi? Primele minute sunt de bonding, ca să spun așa. Apoi începem cu o prezență. Nu, și... e foarte bine, că până la urmă, regula, nu? Cu 3 absențe, da. Da. Da, noi 2. Da, noi 2, da. Și după aceea... ne punem pe treabă. Și chestia asta cu bonding-ul, adică cum faceți exact? Că, spre exemplu, la noi a fost un pic mai complicat, așa, mai ales cu recruții, să-i cunoaștem prin online și fiind și foarte mulți, noi suntem acum 70, wow. Dar suntem foarte mulți, bine, acum suntem cu tot cu recruții, după selecție probabil o să fie mai puțin. Dar e foarte complicat să cunoști omul doar prin Zoom sau prin, mă rog, prin ce mai facem. La voi cum a fost? Ați reușit așa cât de cât să... Da. Noi am încercat să găsim cât mai multe alternative și de 3 săptămâni am abordat Kahoot-ul. Știu că poate părea o idee nu tocmai prosperă, doar că noi la fiecare membru la care punem variante de răspuns adăugăm și o poză în cazul în care unii membri nu se cunosc între ei, să... Deci facem Kahoot despre membri, da. Un fel de team building, ca să ne cunoaștem mai bine, da. De menționat că când vine vorba de cunoaștere, noi ne cunoaștem deja, că suntem în același liceu. Da. Deci acum a fost nevoie să cunoaștem și bobocii, cei de clasa nouă. Mi se pare că a fost o comunicare foarte bună, mai ales pentru că la început am fost în grupe mai restrânse, acum variem. Deci nu toți sunt egale, da. La evenimentele care vor urma. Da, exact. Adică nu e o situație monotonă, pentru că și noi încurajăm pe ei să vorbească cât mai mult și nu e doar o prezentare sau ceva de genul. Și vi se pare că din recruții pe care i-ați avut, a venit cineva în club care a venit așa doar de dragul, că să zică, sunt și eu într-un Interact? Clar, nu. Toți s-au adus aportul, însă... Unii într-o mai mică măsură, alții într-o care probabil acum nu mai fac parte. Da. Și nu doar acest lucru a contat pentru noi, și atitudinea vis-a-vis de colegi. Da. Înțeles. Ok.
Păi cam asta a fost pentru voi. Mulțumim mult că ne-ați răspuns la întrebări. Și cum am zis și la început, mă bucur foarte mult că ne-am revăzut și sper să reușim să avem mai multe proiecte, chiar și fizice, să sperăm. Cu siguranță. Da. Și mulțumim mult și sponsorilor, adică sponsorului nostru, Slu. Și vă așteptăm la următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!